Georgia, nu știu că ți-am povestit vreodată, dar am avut în liceu un profesor care ne punea în jur de 10-12 note de căciulă pe semestru. Wow! De istorie era dânsul. Îl salut în cazul în care ne urmărește acum. Deci până și profesorii se mirau de cât de micuț poate să scrie ca să încapă acolo cât mai multe note. Înseamnă că pe dumnealui o să-l supere puțin ceea ce se va întâmpla cu sistemul de învățământ din România. O schimbare, o nouă schimbare, o altă schimbare, încă o schimbare, despre care povestim pentru că noi suntem interesați de acest subiect și vrem să aflăm părerea părinților și a elevilor, pentru că ei sunt cei îndreptățiți să ne povestească dacă este bine sau nu să avem doar două note per materie, o singură medie, 5 module, o vacanță în februarie pe care încercăm să vedem când o vom vota, când va fi, când va avea aceasta loc. Examenul de bacalaureat schimbat și el, iată cât de multe teme de discuție avem în această dimineață, iar alături de noi se află Medea Țârlea, vicepreședintele Asociației Elevilor din București și Ilfov și, bineînțeles, domnul Eugen Ilea, prietenul nostru, vicepreședintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar. Bună dimineața, bine ați venit! Bine ați venit, doamne! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație și oricând cu plăcere! Cum vi se par aceste vești? Cel puțin partea cu note. Dacă o luăm pragmatic, partea cu module nu avem nicio problemă. Okay. Aia este în regulă. Atunci când a apărut ideea aceasta și a apărut ordinul privind o nouă organizare pe module, noi am venit cu acea întrebare: cum va fi evaluarea? Și iată că vine a venit și să zicem recomandarea privind evaluarea, apariția celor două note, numai două note și media anuală. Media anuală oricum era prevăzută în legea educației. Dar avem un mare semn de întrebare legat de aceste două note pe care le vor primi copiii noștri. Cum se va face evaluarea? Odată la începutul anului și o notă la începutul anului și o notă la final, două note pe parcursul modulelor. Da, să luăm o mică pauză. Două note pentru 5 module, eu aș fi crezut. Două note per modul. Așa aș fi crezut și eu, numai că am înțeles că vor fi două note. Wow! Pe atât. 5 module. Adică deci vor fi module în care nu se dau note. Cum se va face evaluarea pe întreg parcursul educațional al întregului an? Rămâne de văzut, pentru că acum este la nivel de propunere. Încă nu am dezbătut acest lucru în Comisia de Dialog Social, nu a apărut ordinul ministrului privind acest tip de evaluare. Rămâne să dezbatem în comisie acest lucru și să stabilim împreună, chiar dacă noi ca federație suntem o entitate consultativă, ministerul poate să ia în considerare ce spunem și noi și elevii și cadrele didactice în cadrul comisiei. Medea, iartă-mă că te întreb, ce clasă ești acum? Sunt clasa 10. Clasa 10, deci timp suficient să prinzi aceste modificări? Da. Consider că te vor da puțin peste cap, vor fi într-o zonă gri pentru o generație care era obișnuită cu totul și cu totul altfel. Știm foarte bine că se povestește mult despre vânătoarea de note, dar parte este și un sistem de a impulsiona pe elevi să învețe. Mai ales dacă e o notă mică, ai șansa să-ți redresezi media dacă îți dorești. Și se întâmplă să iei un 6, să iei 3 de 10 pentru că îți dorești să ai o medie bună. Da, într-adevăr. Considerăm că este, pe de o parte, avem și beneficii, dar avem și părți negative, ținând cont că este o decizie, nu este încă o decizie, este o propunere, cum sunt și altele aduse de domnul ministru Sorin Câmpeanu, peste noapte și foarte brusc și drastic și rapid. Puțin cam pripită decizia, nu s-a consultat cu nimeni, nu știam exact, ținând cont că vor fi 5 module, să fie acordate doar două note, cum ați spus adineaori. Dacă vrem să ne îndreptăm media noi, ce facem? Având doar două note, nu prea avem cum să o mai îndreptăm și timpul este foarte scurt. Consider că ar fi ceva destul de bulversant pentru elevii din anii terminali, spre exemplu, de a 12 sau de clasa 8-a. Ar fi foarte dificil pentru ei să se adapteze la o astfel de structură. Cu modulele, în regulă, am înțeles. Dar acum să avem și două note, ar fi destul de dificil pentru ei să... Nu știu cum se va face acea redresare, mai ales că noi avem acea pondere de 20% pentru accederea în sistemul de învățământ liceal. Cum se va face redresarea acelor copii care vor constata că nu au
note foarte bune, că din păcate încă mergem pe principiul acela cu 20% ponderea notelor din 5-8, care contează pentru admiterea în sistemul liceal. Și atunci avem un mare semn de întrebare, cum copiii noștri vor reface acel decalaj în ceea ce privesc notele, în ceea ce privește chiar și acumularea de cunoștințe. Eu cred că profesorii vor lăsa un pic la o parte lucrul acesta și vor face evaluări și pe parcursul acestor module, și astfel încât copiii să știe în orice moment în ce stadiu sunt. Asta pentru că contează foarte mult lucrul acesta, mai ales în condițiile în care vorbim de cei din gimnaziu care doresc să treacă în sistemul liceal. Dar în cadrul acestei propuneri a fost comunicat cumva și dacă profesorii au puterea de a decide dacă pot da note în plus elevilor sau cel puțin să fie la cererea elevilor? Cu siguranță se va discuta și o astfel de propunere, mai ales că, repet, asta a fost numai o propunere din partea Ministerului, urmând ca noi în comisiile și în grupurile de lucru pe care le avem cu Ministerul sau cu diverse alte entități să venim cu propuneri care să adauge sau să elimine din ceea ce vine ministerul. Noi povesteam la început de emisiune despre negocierea salariului, cum că ar trebui să ceri într-un fel ca să primești într-o negociere, probabil au cerut două note ca să ajungă la trei. Poate că și ideea domnului ministru, aruncă pe piață diverse, astfel încât noi să ne gândim și să putem să venim cu propuneri care să fie adecvate și viabile totuși, pentru că la urma urmei, numai două note nu este o procedură viabilă. Și într-un complet de judecată, până la urmă, sunt trei judecători. Tocmai, trei note ar fi esențiale ca să poți să discerni între trei experiențe 10, de evaluare. Am 12. Cât? Chiar 12. Da. Eu aș vrea să știu, Medea, cum vă raportați voi la cealaltă propunere, și anume evaluarea verbală a profesorilor. Este o evaluare destul de subiectivă, acum depinde și de cadrul didactic, aceasta ar fi și problema. Multor elevi le propacă anxietate, o evaluare orală, o ascultare, depinde și pe ce criterii se bazează această evaluare și cât de obiectiv este profesorul. Majoritatea nu pot fi obiectiv și au anumite preferințe în funcție de elev, încă mai există principiul elevul preferat și această procedură nu e tocmai eficientă să ai un elev preferat și pe ceilalți. E practic o discriminare. Și ar fi destul de dificil. Am înțeles că ar mai fi o propunere și legată de proiecte. Acum, la fel, depinde cum s-ar desfășura și aceasta, că dacă luăm cu copy-paste de pe internet și de pe Wikipedia proiectele, nu ne aprofundăm cunoștințele, nu căpătăm altele noi, doar copiem și nu reținem deloc informația esențială. Și profesorii acordă note practic pe nimic. Cum se mai întâmplă? Mai ales ar fi o problemă foarte mare la materiile de BAC sau la materiile pentru examen de valoare națională, română, matematică și cele mai relevante, legat de oferirea de două note, fiindcă, da, pe de o parte ar fi o parte benefică, fiindcă dacă un elev ar obține o notă, nu știu, poate l-ar determina să învețe mai mult, dar obținând doar două note, cum se va mai axa el pe materia esențială de BAC? Înțeleg, la materiile mai puțin relevante, de exemplu, de materiile de profil, eu sunt personal pe științe sociale și noi nu vom mai face de la anul chimie, biologie și așa mai departe și nu mai sunt relevante pentru noi. La acelea, normal că avem două note, deja avem două note, acum s-a impus și regulă. Dar aveți două note pe semestru. Da. Revenim. Nu două mai note există o șansă că în al doilea semestru să ai o medie mai mare. Și pot fi și elevi care sunt în situații de corigență, au fost prinși nepregătiți de două ori și noi cel puțin aveam de fiecare dată șansa, pe lângă faptul să ne mărim media dacă voiam o medie mai mare, și cei care erau în situații neplăcute de corigență, din păcate au ajuns acolo, aveau posibilitatea din fericire să depășească această variantă, învățând câteva lecții și fiind ascultați. Este clar că acestea sunt lucruri de dezbătut și cu care noi, atât noi părinții, cât și elevii, putem merge în fața ministerului și să discutăm lucrurile acestea. Da, ok, avem această propunere și noi o să o discutăm și o să dezbatem împreună cu domnul ministru și cu secretarii de stat, astfel încât să fie
bine să nu fie rău, ca să spunem așa. Să fie bine pentru toată lumea. Să fie favorabil exact. Pentru toată lumea. Din păcate, tot, în ultima perioadă tot au apărut tot felul de modificări, modificări la modificări și așa mai departe. Nouă părinților ne-ar plăcea să avem totul strict și știut dinainte, astfel încât să nu mai fie aceste modificări pe parcursul desfășurării anului școlar. Știți că mie îmi place să verific cu dumneavoastră de fiecare dată când ne treceți pragul lista de priorități a sistemului de învățământ și profit de ocazie fiind și media alături de noi. Care este nevoia voastră stringentă în acest moment, dincolo de aceste modificări? Ce ar trebui rezolvat înainte de a începe să modificăm structuri și criterii și... Considerăm că această propunere nu este tocmai cea mai eficientă, nu e cea mai prioritară în momentul de față, fiindcă n-ar îmbunătăți cu nimic structura. Trebuie modificată infrastructura de la bază. Da, s-a încercat prin introducerea acestor module pe principiul țărilor din afară, în străinătate, doar că ideea este că nu poate fi aplicat momentan la sistemul nostru de învățământ. Trebuie și discutat cu cadrele didactice, trebuie schimbată materia, fiindcă este mult prea stufoasă și având o materie atât de mare și de mult de învățat, nu ai cum, de exemplu, să oferi doar două note. Și nu ai mai avea posibilitatea, cum s-a mai spus, să ne mărim media dacă am avea nevoie și chiar n-ar fi favorabil. În câteva cuvinte. Ne luăm și ne uităm la țările puternic civilizate și din punct de vedere al educației. Ok, foarte bine, nu e nimic ieșit din comun lucru acesta, dar dacă ne uităm la modul de organizare, hai să ne uităm la infrastructură, da, resursă umană, curiculă și programă și atunci, în momentul în care vom face acești pași legate de infrastructură, resursă umană, curiculă și programă, putem să venim și cu partea aceea de organizare, bacalaureate, valoare națională, module și așa mai departe. De ce? Dau exemplu cel mai concret. Încă în România, în București, avem unități școlare care învață în trei schimburi. Nu putem vorbi de educație de calitate atunci când avem școli unde se învață în trei schimburi. Asta pe de-o parte. Iar ceea ce am auzit ieri și alaltăieri e legat de finanțarea sistemului de învățământ, unde, și aici este... unde onor guvernul nostru a acceptat, vezi Doamne, o finanțare de undeva 2,4% din PIB pe următorii 50 de ani. Ori, cu o astfel de finanțare slabă, din punctul meu de vedere, nu putem vorbi și de educație de calitate. Mi-ați spus dumneavoastră la un moment dat, când ne-ați mai vizitat, despre o țară care acordă undeva la 15% din PIB pentru educație. Nu cred sau că am 8% spus eu lucrul acesta, nu mai știu exact, dar oricum noi mult. Avem prevăzut în Constituție un procent de 6%. Ar fi îndestulător astfel încât să putem vorbi de educație de calitate și ar fi îndestulător să putem să facem acei pași necesari pentru a atinge acest target. În condițiile în care se va stabili un 2,4% pe următorii 50 de ani, nu vom vorbi de educație. Nu avem șansă să ieșim din zona în care cu ne siguranță. Să facem modificări? Să cu siguranță nu. A, poate că cei care au gândit lucrul acesta se bazează și pe eventuale fonduri venite structurale, venite de la Bruxelles. Nu m-aș baza. Și ar trebui să ne bazăm efectiv pe ceea ce avem noi acum și să investim în educație. Pentru că dacă nu investim în educație, viitorul nostru este sub semnul întrebării. Ne bucurăm foarte mult că v-am avut în această dimineață alături de noi și că am putut dezbate aceste probleme care încă sunt așa, plutesc în aer, în societate. Mai avea de discutat oricum. Mai avem de discutat. Așteptăm cu brațele deschise draftul noii legi. Pentru că domnul ministru a promis și presupun că are un target în misiunea dumnealui de a veni cu o nouă lege. O așteptăm cu drag. Și noi vă așteptăm să reveniți să dezbatem, căci e important să se audă aceste păreri, căci se adresează părinților, profesorilor, elevilor aceste și viitorului legi. Viitorului țării. Mulțumim tare, tare mult. Cu plăcere. Mulțumim și eu. Georgia, să știi că cred că de acum, da, nu, de mâine, într-o lună, se vor decerna premiile Tony.
Sunt curioasă de sistemul de notare de acolo, uite, făcând legătură cu discuția precedentă. Au fost multe nominalizări foarte drăguțe și o nominalizare a fost pentru un musical făcut, inspirat de viața lui Michael Jackson. Foarte interesant. Uite, aș vrea să vedem câteva imagini. Și chiar este printre primele, printre favorite. Să vedem. Uh-huh. Ediția cu numărul 75 a galei Tony Awards are în prim plan două musicaluri și o piesă de teatru clasic. A Strange Loop pune în fața publicului larg o poveste aparte, viața unui artist queer de culoare. Spectacolul a reușit să adune 11 nominalizări. You write musicals? Yeah. Awesome. Have you seen Hamilton? We wanna know. Going on in New York. Excuse me. It's your daily self-loathing. Look, I had some time to kill. I thought I'd stop by to remind you just how truly worthless you are. MJ este musicalul inspirat din viața și cariera celebrului cântăreț Michael Jackson. Acesta a reușit să adune 10 nominalizări. Looking good, everybody. Keep going. Come on, we got this. Let's go. Tot 10 nominalizări a primit și Paradise Square, un spectacol inedit care ilustrează relațiile rasiale dintre cetățenii New Yorkului. There's a song that fills the air when the five points comes alive with a striking sound of different people fighting to survive in the city's biggest slum on a street in disrepair. Premiile vor fi decernate pe data de 12 iunie la Radio City Music Hall, într-o ceremonie ce va fi transmisă în direct de postul de televiziune CBS. Mi-ai zis ceva pe hol înainte să intrăm în platou și ce mi s-a făcut așa poftă că vine vara și înghețată, nu așa mi-ai spus? Mamă, ce-ar merge o înghețată, Doamne! Nu așa mi-ai spus! Doamne, și am și văzut o colegă mai devreme că avea o înghețată. Nu! Și cred că dacă de urât m-am uitat eu pe înghețata aia, a și scăpat-o pe jos. După... Funcționează treaba asta? A fost o invidie teribilă, crede-mă, că am fost invidios în momentul în care am văzut înghețata aia. Da, dar astăzi vorbim despre o altfel de înghețată, al cărei gust persistă mai multe ore. Și este o descoperire românească. Vrem să stăm în această dimineață de vorbă cu conferențiar dr. inginer Cristian Dima la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Este de asemenea coordonator al proiectului și alături se află și inginer Angel Izabela, studentă la Master Nutriție. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru invitație! Mulțumim și noi că ne bucurați cu această veste, ne răsfățați cu unul dintre cele mai iubite preparate pe care le consumă românii preponderent vara, dar să știți că unii mănâncă înghețată și iarna. Eu aici de față. Sunt curioasă. Așa este. Cum a început acest proiect? Este un produs preponderent căutat și cerut de către consumatori în sezonul estival. Acum foarte bine ați precizat, este, poate fi consumat și în celelalte anotimpuri. Este un produs deosebit din toate punctele de vedere. Am să o las pe doamna Angel, până la urmă este studenta care a venit cu această idee. Noi, coordonatorii, atât eu cât și domnul profesor Petru Alexe, coordonatorii acestui proiect, nu am făcut altceva decât să modelăm, să intervenim acolo unde doamna Angel a avut nevoie și rezultatul este unul pe măsură. În continuare dezvoltăm acest produs pentru că nu a ajuns în punctul final și când spun că nu a ajuns în punctul final ne referim la un brevet și de ce nu îndrăznim să credem că acest produs
va fi regăsit de către consumator la raft, pentru că până la urmă, așa cum foarte bine știm cu toții, un produs devine produs atunci când el se vinde. Așa este, doamna Angel, vă îndemnăm să ne povestiți cum ați ajuns la această idee și care sunt planurile dumneavoastră personale față de acest produs, ce vă doriți? În primul rând, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Acest produs este disertația mea, practic, pentru acest master de nutriție, unde suntem încurajați să obținem în final produse inovative. Și ne-am gândit împreună cu coordonatorii mei să inovăm un produs care este extraordinar de îndrăgit, din păcate cu foarte puține inovații în ceea ce privește sănătatea. Și atunci am ales înghețata, pe care am îmbogățit-o, să spunem așa, cu o pulvere de afine care aduce antioxidanți, fibre și alte calități nutritive. De asemenea, este o cantitate de zahăr redus acolo. Și l-am aromatizat într-un mod inovativ, zicem noi, cu o pudră de ulei de esențial de trandafir, pe care am obținut-o prin încapsulare. Aici este o metodă mai deosebită, care în general nu se folosește atât de mult în produsele alimentare simple, ci doar în medicină sau în suplimente nutritive. Noi am făcut această inovație și am descoperit că se potrivește foarte bine cu acest produs, se valorifică extraordinar de bine aroma și calitățile ei, se păstrează în timp și, practic, în momentul consumului, gustul se păstrează pentru mai mult timp. Dar care este secretul prin care această înghețată, gustul ei persistă? Acel ulei de trandafir? Acest ulei de trandafir, dar nu numai uleiul, ci metoda prin care se introduce în produs, această încapsulare, care permite eliberarea lui treptată, exact ca la cele medicamente, știți, cu eliberare controlată. Acest lucru se petrece și în înghețată, se eliberează treptat și persistă mai mult timp, față de o aromă care ar fi expusă și ar dispărea în momentul consumului, practic. Dar gustul de trandafir este prezent în înghețată datorită acestui ulei? Da, este prezent și este foarte persistent. Deci nu este doar un ulei care se folosește, dar el nu se simte. Este o aromă de afine, să înțelegem, afine cu trandafir. Se dezvoltă, practic. În momentul în care consumi, se dezvoltă, pur și simplu. Cu fiecare înghițitură, o plăcere. Aveți planuri mai departe cu acest produs să lansați și pe piață? Pentru că sunt sigur că oamenii ar dori să încerce o astfel de aromă și o astfel, evident, de inovație. Așa cum a precizat și coordonatorul meu, suntem deja din nou în laborator și lucrăm variante de rețete, cu, așa cum, mă rog, am fost solicitați deja de către un posibil partener și sperăm că până în vară, când voi susține această disertație, să avem deja concretizat un contract și poate că o să o găsim și pe piață. Până atunci, oricum, participăm la sesiuni științifice, la concursuri gastronomice și sperăm să avem rezultate bune și acolo. Cred că fascinația vis-a-vis de acest produs vine din faptul că avem un gust persistent. Ați făcut un calcul, o cronometrare, o statistică, până la câte ore durează gustul acestui produs? Încă nu, oricum, depinde foarte mult de sensibilitatea fiecăruia, pentru că sunt persoane mult mai sensibile. Eu, de exemplu, mă consider în partea persoanelor sensibile și atunci, pentru mine, persistența poate fi până la 2 ore. Alte persoane care, mă rog, fumătoare sau care nu, în general, au simțurile mai diminuate, mă rog, poate să simtă doar jumătate de oră. E greu de cronometrat oricum. Depinde foarte mult și de câtă înghețată consumăm. Multă. Că ne place multă înghețată, mai ales vara. Dacă ai mâncat suficient de multă, cât să rămână forever acel gust. Forever, la fiecare 2 ore mai mănânci o înghețată. Aș vrea, domnule Dima, să povestim puțin și despre alte preparate, alte produse pe care studenții dumneavoastră le-au realizat. Am înțeles că acesta nu este singular. Da, la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de Jos, așa cum îmi place mie să spun tuturor, vorbim de un incubator de idei. Orice problemă tehnologică din partea unui agent economic reprezintă de fapt o invitație la cercetare, la creație. Cu alte cuvinte, un agent economic
vine la noi la facultate, dacă are o anumită problemă, noi îl direcționăm către această librărie de soluții, el își va alege, bineînțeles, sub o formă contractuală și va încerca să pună în aplicație această soluție. Ceea ce a subliniat și studenta puțin mai devreme, un lucru foarte, foarte important. Noi încheiem un parteneriat cu studenții. Întotdeauna relația pe care noi o avem cu studenții este o relație bazată pe parteneriat. Și nu întâmplător am auzit discuția anterioară, o discuție extrem de interesantă și eu zic că trebuie să ne așezăm cu foarte mare atenție la masă și să discutăm nu numai pe zona de preuniversitar, dar toate aceste măsuri sau aceste modificări care apar în zona preuniversitară ar trebui să fie corelată și cu zona universitară și am văzut acolo câteva aspecte. Nu acum este momentul să discutăm, dar lucrurile se mișcă într-o direcție foarte bună în sensul acesta. Noi mergem pe acest parteneriat cu studenții și ne bazăm pe acea creativitate pe care ei o au. O creativitate timidă cei drept la început, dar care aceasta capătă conturi și dimensiuni mult mai mari alături de noi. Cu alte cuvinte, studenții noștri, atât cei de la formă de la licență, cât și cei de la masterat, vin cu tot felul de idei, cu propuneri pe care noi împreună cu ei le dezvoltăm. Și aici aș vrea să vă răspund la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, aș vrea să rămân în același scenariu cu produsul tip înghețată. Poate că este de notorietate lucrul acesta și știți, în 2018 România a câștigat medalia de aur la Paris în cadrul unui concurs, eu îl numesc Champions League-ul produselor alimentare, cu un produs tot înghețată, început de către studenții de la Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor împreună cu alți colegi de-ai mei și a fost o înghețată, bineînțeles, excepțională, cu multe, multe caracteristici nutritive, dar și elemente inovative de proces, care, mă repet, a luat medalia de aur. Felicitări pentru această reușită. Sunt convinsă că avem foarte multe de povestit și dacă aveți vreme și drum prin București, vă așteptăm, de ce nu, aici în platou alături de noi. Cu siguranță, dacă aveți disponibilitate, revenim să mai povestim odată ce procedura de brevetare se concretizează. Mulțumim tare mult, doamnei Angel, că a intrat în legătură cu noi. Felicitări pentru acest produs și să aveți mult spor în tot ceea ce faceți. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Și noi mulțumim, așteptăm cu drag acest produs, nu-i așa, Valentin, să ne bucurăm și noi. Cu ce merge înghețata? Să mânci așa că te uiți la o știre. Îmi place mult visez, îmi place o imaginație foarte bogată. Nu multe știri, sunt câteva minute, dar... Dar merită. Cu înghețată, fără înghețată, noi vă invităm să deveniți informați. Eveniment important pentru femeile din România la Palatul Parlamentului. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, împreună cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, au organizat evenimentul Împreună pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. De aceea, din păcate, în instituțiile statului, pentru că în mediul privat s-au făcut progrese, există foarte puține femei la nivel de conducere, la nivel de decizie. Noi, femeile, nu vrem să fim discriminate pozitiv pentru că suntem femei, ci să ni se recunoască acele calități care înseamnă implicare, energie, creativitate, loialitate, de ce nu, în organizarea, în conducerea unei instituții, și de stat și private. De asemenea, împreună milităm pentru eliminarea violenței domestice, eliminarea abuzurilor de acasă și de la serviciu, la care sunt supuse femeile. Din păcate, agresiunile fizice au dus anul trecut la decesul a 69 de femei în România. Este o cifră care trebuie să ne îngrijoreze, este o cifră cutremurătoare. Mai mult de atât, accentul s-a pus și pe faptul că se nasc tot mai puțin copii. Mai mult decât atât, știm foarte bine că de 20 de ani vorbim de spor natural negativ. Cu alte cuvinte, în fiecare zi se nasc mai puțin copii ca în anul precedent. În 2021 s-au născut aproximativ 180.000 de copii. Dacă facem o comparație cu 2020, când s-au născut
peste 200.000 de copii, o să vedeți cam care este trendul în ceea ce privește natalitatea. Unul dintre motivele expuse pentru care natalitatea scade de la un an la altul ar fi faptul că rata șomajului în rândul femeilor care au mai mulți copii este mai mare. În acest sens, pentru a crește rata de angajabilitate, se dorește o prevedere de stimulare a angajabilității mamelor și totodată un sprijin oferit către angajatori. Totodată, prin acest eveniment, se vrea ca, într-un timp cât mai scurt, să se echivaleze balanța în ceea ce privește poziția femeii în societate comparativ cu cea a bărbatului. Festivalul Saga își va extinde orizonturile anul acesta și va avea un invitat special. Evenimentul muzical de marcă va avea loc anul acesta și la mare și îl va avea pentru prima dată pe scenele din România pe unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți DJ-i, producători și compozitori la nivel mondial, Calvin Harris. Pentru cei care nu doresc să rateze acest moment inedit, dar nici evenimentul din capitală, organizatorii au creat un super pachet care conține ambele bilete. În premieră în România, iubitul artist Calvin Harris vine să facă un show incendiar la festivalul Saga Beach de anul acesta, care va avea loc la malul mării în Mamaia. DJ-ul a fost cel mai așteptat invitat la toate festivalurile din lume, iar acum va face din nou istorie pe data de Calvin Harris a reușit să doboare în carieră mai multe recorduri mondiale și a ajuns în fruntea topurilor de pe tot globul cu ajutorul hiturilor sale. Producător, DJ și compozitor, el reprezintă una dintre multele figuri care au marcat industria muzicală. Acesta este unul dintre cei mai urmăriți și iubiți artiști de pe YouTube și are peste 35 de miliarde de streamuri audio și video. Zăpadă de 3 metri pe Transalpina. A nins atât de mult între rânca și obârșia lotrului, încât utilajele de dezăpezire se puteau vedea cu greu printre troiene. Lucrătorii de la drumuri au făcut eforturi mai mult decât considerabile și au reușit să curețe cu greu stratul de zăpadă care depășea 3 metri. Mai mult de atât, din cauza ceții, s-a acționat cu dificultate. Autoritățile au declarat că în perioada următoare se așteaptă să avanseze lucrările de dezăpezire într-un ritm mult mai alert, deoarece se dorește ca porțiunea de drum de aproximativ 30 de kilometri, cuprinsă între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului, să fie dezafectată cât mai repede. Am avut o știre locală, dar avem o super colegă și se adresează tuturor atunci când vorbește despre vreme. Și e cald, fraților, e cald. A aflat cald, el în premieră, a tras-o de limbă pe Romina. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou, așa este. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și mai ușor caldă decât ar fi normal pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 de grade în Brașov, Miercurea Ciuc, dar și în Constanța. Și 27 de grade sunt în Drobeta, Turnu, Severin. Însă temperaturile scad ușor și în partea de vest. Aici vor fi 26 de grade în Crișana, Banat și în Oltenia. Norii se risipesc, astfel că cerul va fi variabil, mai mult senin. Vor mai fi unele înnorări în zonele montane, acolo unde pot să apară câteva averse, însă izolat. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări în nordul Carpaților orientali, dar și în zona litoralului. Valorile termice pornesc pe litoral de la 20 de grade în Constanța. Vor mai fi condiții de ceață, însă atmosfera este în general plăcută în majoritatea regiunilor. În capitală, astăzi vremea va fi frumoasă, soarele ne va încălzi, iar cerul este mai mult senin și nu vor mai fi șanse de precipitații. Vântul este variabil, iar valorile termice se situează între 11 grade și 24 de grade Celsius. Mâine vremea va fi mai blândă, temperatura va fi mai ridicată pentru această perioadă, vântul suflă domol cu 10-15 km pe oră, iar cum soarele este prezent, se vor atinge 28 de grade Celsius. Poi mâine va fi în mare parte senin, temperaturile se mențin ridicate, astfel maxima va atinge 30 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră, să aveți o zi minunată! Mă, 30! Mii, mulțumim! Oameni, 30, mai fă o dată cum făceai cât vorbea Romina.
Cum făceai? Cum făceam? Ca la fotbal, ca la galerie. Yes! Și trebuie să știi, trebuie să-ți mai spun ceva, Georgia. Zi. Scorul e 2-1 pentru tine. De ce? La nume greșite. Pentru că pe colega noastră de la horoscop o cheamă... Olivia. Cum? Odeianu. E, ați văzut? Și ne aduce cele mai proaspete vești din lumea astrelor. Haideți să o ascultăm. Bună dimineața! Jupiter se mută astăzi în berbec și aduce cu el nevoia de a acționa. Berbecii se bucură de energie nouă pe care o pun în practică fără să stea prea mult pe gânduri. Primul domeniu la care lucrează este legat de stima de sine, bani și relații. Pentru tauri este începutul unui proces de cugetare. Ei reflectează la tot ce au făcut până acum, pun în balanță, trag concluzii și se pregătesc să închidă capitole de viață. Gemenii își revizuiesc planurile de viitor, grupurile de oameni în care activează și, mai ales, își revizuiesc relațiile de prietenie și chiar își redefinesc noțiunea de prietenie. Racii au noroc în tot ce ține de carieră. Sunt remarcați fără să simtă că fac vreun efort. Nici nu fac, doar culeg roadele eforturilor făcute în trecut. Lei își doresc foarte mult să plece în vacanță, să călătorească sau să se înscrie la studii. Este un moment bun să-și completeze studiile, mai ales că au noroc la examene. Fecioarele au parte de beneficii prin alții. Fie că vorbim de bani, bunuri materiale, investiții, afaceri sau moșteniri, ei întâlnesc acum oamenii care le facilitează calea spre posesiunile materiale. Pentru balanțe începe o perioadă bună în care își pun ordine în relații, iar în ceea ce privește relația de cuplu, au șanse mari să o oficializeze, dacă acesta este pasul firesc. Scorpionii doresc să își revizuiască programul de lucru și stilul de viață. Doresc să acționeze în acest sens și chiar urmăresc o posibilă detașare peste graniță, mai ales dacă este vorba de câteva luni. Săgetătorii încep acum o perioadă în care readuc pasiunea în viața lor. Iubesc, se îndrăgostesc, își descoperă hobby-uri, talente și, bineînțeles, se asigură că toată lumea știe cu ce să ocupă ei. Capricornii încep să se gândească la o nouă casă. Este posibil să fie cu mutare chiar peste granițe. Încă este doar o idee, dar care va crește în perioada următoare. Vărsătorii vor să-și îmbunătățească modul de comunicare, iar pentru acest lucru sunt deschiși să urmeze niște cursuri. Se știe că nu excelează la acest capitol și au nevoie de sprijin. Pentru nativii pești se deschide azi ușa abundenței financiare. Astfel, ei încasează plăți întârziate, un împrumut acordat cuiva și mai mult, sunt hotărâți să stabilească prețul corect pentru munca lor. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Vezi, mă, Georgia, m-am bucurat eu de bani. Dar ce faci cu banii dacă n-ai dragoste? Așa este. Cum ai descrie-o tu pe următoarea noastră invitată? În câte cuvinte? Într-o poveste, așa. Într-o poveste? O poveste în dimineața asta. M-am blocat. Pielea albă ca zăpada, părul negru ca abanosul. Bună dimineața, Ana Maria Ducuță, doctor în istorie. Ce primire! M-am gândit de multe ori ce mi inspiră chipul tău și părul negru și am zis, ok, gata, mi-am dat seama într-un final, albă ca zăpada. Ce frumos! Vă mulțumesc că nu am venit astăzi cu cei 7 pitici, dar nu se știe dacă nu sunt în interior, știi? Piticii de pe creier. Exact. E posibil. Că acolo îi mai avem uneori. E interesant că ai vorbit despre pitici, căci eu vreau să te întreb în contextul în care astăzi discutăm despre relațiile toxice, la ce anume ne raportăm când spunem relație toxică, la cei 7 pitici ai noștri sau există argumente întrebare. Obiective? Foarte bună întrebare și uite, chiar de curând chiar am scris despre asta. Pentru că, într-un fel, suntem invadați de termenul ăsta, relație toxică, și cumva oamenii au tendința la primul semn, nu știu, că celălalt nu vrea neapărat să facă ca ei, sau crede, sau simte diferit, să spună, gata, e relație toxică, la revedere. Asta e gules roșu, abandonăm nava. Corect, exact. Și lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că, ca o relație să fie toxică, în primul rând trebuie să îndeplinească acest criteriu de toxicitate.
Adică nu este suficient să existe din când în când un conflict, nu e suficient să fie niște diferențe între noi sau să avem din când în când niște probleme. Este nevoie ca unul dintre parteneri sau chiar amândoi să fie pe o perioadă lungă de timp, în mod consecvent și conștient, manipulator, abuzator și să-l rănească pe celălalt știind că îl doare și că îi face rău și nefiind interesat de comportamentul lui. Deci cam asta e toxicitatea cumva în relații. Da, adică eu în momentul în care sunt într-o relație cu o persoană este normal să existe diferențe. Este normal să simțim lucruri diferite, avem viziuni diferite. Poate eu am chef să dorm, tu vrei să ieși afară cu prietenii. Poate eu am chef să mai fac un ciclu de studii, tu spui nu, vreau să facem familie și copil. Deci apar foarte multe diferențe. În schimb, dacă există iubire, aceste diferențe sunt soluționate. Pentru că ne dorim să fim împreună și avem un scop comun, acela de a fi împreună, de a trăi viața împreună. Dacă în schimb nu există această iubire, care este lipiciul universal pentru toate relațiile, atunci eu practic sunt în oponență permanentă cu celălalt și apar tot felul de conflicte, tot felul de certuri și toxicitatea asta, la un moment dat, oricât de mult îmi doresc relația, face să nu mai pot să fiu acolo în relația aia, pentru că este doar cicăleală, este doar chin. Și sigur că cicăleala și chinul sunt niște forme ușoare de abuz, dar poți să vorbești de niște forme mai grave de abuz, în care celălalt te manipulează în mod voit, te izolează, îți taie relația cu ceilalți, îți distruge încrederea în tine, poate să fie violent cu tine verbal, violent cu tine fizic. Adică sunt formele de abuz pot să meargă de la forme ușoare, la modul că îți dau cu sin pe WhatsApp că nu-ți răspund când îmi spui du-te și ia copiii de la grădiniță, până la formele în care pur și simplu te ignor complet și nu-mi pasă de tine când ai o problemă gravă. Sunt curioasă de perspectiva celui care acceptă acest gen de comportament, pentru că până îl catalogăm ca fiind toxic, trebuie să treacă un timp, sunt necesare câteva acțiuni. De ce acceptăm să fim izolați? Din iubire? De ce facem acest sacrificiu? Nu vreau să-mi abandonez prietenele, dar am simțit că e mai bine pentru relație. Totuși, el a insinuat că ar trebui, dar eu am acceptat, eu am vrut. Da, nevoia de afecțiune și de validare este intrinsecă. Este ceva ce cu toții ne dorim, să fim apreciați, să ni se vorbească frumos, indiferent că unii oameni recunosc asta sau nu, că sunt mulți care spun, eu n-am nevoie de apreciere, n-am nevoie de iubire, nu mă interesează cuvintele frumoase. Nu e adevărat, sufletul tău are nevoie, chiar dacă tu negi asta. Și această nevoie de afecțiune, dacă a fost, să spunem, reprimată din copilărie sau în adolescență, la maturitate, cumva, acel copil interior iese la suprafață și spune, vreau iubire cu orice preț. Ce înseamnă cu orice preț? Înseamnă cu prețul demnității mele, cu prețul integrității mele, cu prețul vieții mele. Pe mine nu mă interesează că tu mă abuzezi, uite că mi-ai zis, lasă-ți prietenii, lasă-ți familia. Pe mine tot ce mă interesează este ca tu să te uiți la mine și să îmi dai acea stare că sunt iubit, că sunt validat, așa cum nu am fost atunci. Deci de asta ne întoarcem mereu la lucru cu propria persoană și la familie și la felul în care am fost crescuți și educați. Pentru că dacă tu ai primit iubire la timp, tu o să poți în viața ta de adult să faci diferența, să te oprești și să spui ok, îmi place foarte mult persoana asta, este singurul lucru la care mă gândesc, trăiesc pentru omul ăsta. Dar este omul ăsta toxic pentru mine? Îmi distruge starea de sănătate? Îmi distruge viața? Bun, atunci mă voi opri, pentru că asta nu este iubire, ci este condamnare. Dar totuși unii oameni sunt așa dependenți emoțional, de abuzator, de persoana toxică, între ghilimele. Și de multe ori, spune-ne, cum reușesc, de ce închid ei ochii la aceste lucruri? De multe ori prietenii le semnalează. Băi, uite ce-ți face, prietenii vin, spun pe tavă, îți face aia, aia, așa, aia. Tu cum poți să stai, cum poți să accepti? Și ei ridică din umeri. Da. Știi cum? Fiecare om are un timp al lui, nu al nostru. Dacă la timpul sufletului acelui om nu a venit încă momentul ăla de conștientizare, tu poți să vii și să-i aduci toate dovezile și să faci dita mai dosarul și să-i spui, uite, persoana asta e toxică pentru tine și știi ceva și el poate să-ți recunoască și să spună, sunt total de acord, te rog, salvează-mă. Și să nu poată să fie salvat, pentru că el singur nu a ajuns la conștientizarea asta, la starea asta. Ce înseamnă conștientizarea asta? Înseamnă un moment în care sufletul tău este suficient de independent și de vindecat ca să pună stop dependenței. Pentru că foarte mulți oameni care sunt dependenți cred că o să renunțe la dependență în momentul în care se vor simți pregătiți și vor fi pe deplin vindecați. Dar adevărul e că tu trebuie să te rupi de relația toxică în momentul ăla în care toxicitatea este cea mai mare și dependența deci este cea mai mare. Deci nu există momentul potrivit.
trebuie să te rupi atunci, nu să aștepți, stai că mai stau un pic, că nu sunt pregătit acum să fac ruptura. Da, cumva, dacă e dependență emoțională, nu ești niciodată suficient de pregătit să pleci, să renunți. E, cum să spun, cum ar fi un dependent de dulciuri. Chiar dacă ai ascuns ciocolata în dulap, tot numai la aia te gândești și la un moment dat te duci să-ți iei ciocolata din dulap, știi? Cu toate limitările pe care ți le-ai impus. Dar trebuie să existe echilibrul ăsta între mintea ta, care vede și spune, băi, ce faci cu viața ta? Ce faci tu cu relația asta? Unde merge? E foarte important să ne punem întrebarea asta în toate relațiile pe care le avem, și personale și profesionale. Unde mă duce pe mine relația asta? În ce direcție? E un loc unde eu vreau să ajung? Că dacă nu mă duce nicăieri, și dacă eu îmi doresc acum, dau un exemplu clasic, să-mi fac o familie și copii, și bărbatul pe care eu îl iubesc nu-și dorește asta, nu că nu mă iubește, dar el nu vrea acum să stea la vatră să crească copii. Ei, dacă eu spun și mă încăpățânez, nu, mergem în aceeași direcție, dar de fapt mergem în direcții diferite, la final problema e a mea, că eu nu am putut să gestionez lucrurile și să văd până la urmă care e realitatea. Pentru că avem în această dimineață și perspectiva masculină alături de noi, v-aș lansa o întrebare. Ce părere aveți despre acel mai rap de mamă, pe care mamele, bunicile îl spun în relație fetei care simte greul și împărtășește și aude mai rabdă? Hai mamă că așa-s bărbații. Mm-hmm. Vezi? Așa-s-i, stai acolo că așa... Așa vorba asta rădăcinată între noi. E o prejudecată cumplită și știi ce e o jignire și la adresa bărbaților. Adică de ce vii tu să aduci această acuzație că bărbații sunt niște persoane lipsite de sentimente, pe care lipsite trebuie să le de emoție și porci și toxice, exact, și care au întotdeauna o desconsiderare la adresa femeii inerentă, când de fapt nu este așa. Și de fapt, da, cunoaștem în cercurile noastre sociale, în viața noastră, cunoaștem bărbați abuzatori și toxici, dar la fel de bine sunt și bărbați care știu să se poartă frumos, care au primit o educație, care își doresc să o ofere iubire. Și cred că în viață e important să vezi și binele și răul cu obiectivitate. Adică să poți să te uiți și să spui, da, ăsta e un om foarte bun și într-adevăr este ceva rar în viața mea, vreau să-l păstrez, și da, ăsta e un om foarte rău, eu nu-l judec pe omul rău și pe omul toxic, că poate și eu am momentele și căderile mele, dar mă uit la omul ăsta care e toxic și spun, ok, eu nu pot să stau lângă el. A sta lângă un om toxic este exact ca într-o cameră unde este fum, unde este un gaz. Energia ta, starea ta, emoția ta, toate ajung să fie contaminate de acea toxicitate. Inclusiv la locul de muncă. Dacă e toxicitate, nu poți să stai, nu poți să trăiești. Este, cum să spun, o nevoie permanentă a sufletului nostru de contact uman, de afecțiune, de sprijin. Și chestia asta că vorba dulce mult aduce sau îi spui cuiva o vorbă bună și imediat, da, este o formă de energie pe care tu o trimiți. Și cumva, asta vorbeam și cu Valentin înainte de emisiune, că oamenii s-au obișnuit în relații toxice. Adică a ajuns cumva treaba asta să fie normalitatea. Da, normalitatea, abuzul, manipularea, suferința, eu te vreau, tu nu mă vrei. Și cumva, când vorbești de relație normală, când eu mai fac o emisiune și spun, știți, trebuie să existe reciprocitate, relație și comunicare, oamenii spun, dar de unde să găsim din asta? Că nu există. Păi nebunit, nu e așa ceva, nu avem. Dar, de fapt, asta înseamnă relație. Adică de asta relaționăm. Gândiți-vă cum ar fi să vină oamenii la emisiune vreodată și voi să îi jigniți și ei să vă jignească. N-ar mai fi nicio emisiune, nu? Dar cam totuși să ne întâlnim în fiecare zi, să facem emisiunea corect. În fiecare și în fiecare zi. Asta e relația toxică. Dar totuși tu să te duci a doua zi la muncă și a treia zi și a patra zi și să te întrebi și tu și celălalt de ce am venit aici. Dar totuși să nu putem renunța. Ne place chinuiala asta. Suntem puțin masochiști. Ne-am învățat așa. Să știi, dacă nu foarte bună. Dacă lipsește sarea și piperul, nu ne iubește. Dacă e o relație liniștită, nu mă iubește. Trebuie acțiune acolo, domnule, trebuie să ne supărăm, să ne certăm, să... Asta este o credință limitativă care vine din neîncrederea în propria persoană și vine din niște răni. Dacă eu acum sunt un om echilibrat, eu n-am nevoie în relația mea să mă cer tot timpul, eu n-am nevoie de gelozie, eu n-am nevoie de scandal. Eu am nevoie de liniște, am nevoie să împărtășim, să vorbim despre lucruri frumoase, să fim conectați într-un mod care ne aduce bucurie. Dacă eu acum sunt chinuit, dacă eu acum sunt trist în interiorul meu, eu am nevoie să mă chinuie și tu. De ce? Pentru că eu asta simt. Eu acolo sunt, în chin, în durere. Nu-mi provoci tu chin și durere, nu-i nimic, mă duc și mi-l iau din altă relație toxică. Și caut pe altcineva. Dar eu sunt în acest moment exact în starea emoției mele. Și dacă emoția mea în momentul ăsta plânge și e dureroasă, tu, cel mai bun partener, poți să vii și să spui, uite, vreau să te fac cea mai fericită, vreau să te fac cel mai fericit, și eu să spun, nu, mulțumesc,
pe mine nu mă face fericit, fericirea ta, pe mine mă face fericit, nefericirea altuia. Deci asta e, se aplică vorba aia, că ce ai în interior atragi și din exterior. Practic, tu cauți inconștient acea chinuială. Dacă întrebi omul, o să spună nu, nu-mi place, dar de fapt el în sinea lui asta caută inconștient. Da, pentru că dacă întrebi omul și spune nu-mi place, asta e ceea ce mintea lui spune, dar sufletul lui spune altceva. Și sufletul rănit poate să spună îmi place, vreau să mă rănești. Asta, aici vorbim de conflict interior. Mintea ta spune, eu vreau să caut o relație sănătoasă, frumoasă. Și sufletul tău spune, eu sunt rănit, n-am încredere în mine, nu știu cine sunt. Dacă, de exemplu, eu sunt un bărbat care vrea doar validare și mi-am cumpărat 10 mașini, le-am pe toate în garaj ca să primesc validare, eu intru într-o relație nu ca să primesc iubire. Poate găsesc o femeie care vrea să mă ofere iubire, dar eu vreau validare. Eu vreau doar să se uite la mașinile mele, să-mi spună, sunt cele mai frumoase mașini. Deci eu vreau pe aia care cade pe spate când vede și sigla. O să caut pe cineva, după aceea pot să mă supăr și să spun, femeile sunt niște materialiste. Ia uite-te că vor numai banii unui bărbat. Dar de fapt, persoana în cauză asta și-a dorit. Adică în mod paradoxal, noi toți avem în momentul ăsta, dacă ne uităm la viețile noastre, exact cine suntem noi. Avem exact oamenii care sunt pe frecvența noastră, avem exact ce ne dorim. Chiar dacă negăm și ne supărăm și spunem, eu n-am vrut asta, eu nu-l vreau pe omul ăsta lângă mine. Nu, dar noi îi ținem pe oameni în viața noastră și facem niște alegeri care până la urmă sunt cine suntem noi. Că alegerile nu le fac dinăuntru altei persoane, ci le fac dinăuntru meu. Îți mulțumim, Ana Maria, că ne-ai trecut pragul și că am avut parte de o discuție în trei de data aceasta. Cred că e mai interesant. Cred că foarte constructivă. Da, e interesant să avem așa mai multe tipuri de energii mai bine echilibrate și dimineața. Mie îmi place foarte mult noua formulă și mi se pare chiar foarte, foarte reușit matinalul cu voi doi. Mulțumim tare, tare. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Te mai așteptăm, bineînțeles, să revii să mai povestim. Pentru că nu tot timpul în relații este doar lapte și miere. Nu tot timpul și avem nevoie, cum a spus și Ana Maria, să lucrăm cu noi înșine. Avem timp, într-o scurtă pauză de publicitate, să facem asta. 7 minute sunt suficiente? Cred că da. Și după vorbim despre... lapte și miere, mai degrabă mai despre, despre miere decât despre lapte, că tot ai introdus atât de frumos. Vorbim despre beneficiile pe care le aduce mierea în viața noastră, cum ar trebui să fie consumată și vorbim cu un specialist, bineînțeles, în câteva minuțele.